Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu și cum îl umple de veselie ajutorul Tău. I-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele, căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Îți cerea viața și i-ai dat-o, o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava Lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste El strălucirea și măreția. Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și îl umpli de bucurie înaintea feței Tale. Căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui prea înalt îl face să nu se clatine. Mâna Ta, împărate, va ajunge pe vrășmașii Tăi. Dreapta Ta va ajunge pe cei ce Te urăsc și vei face ca un cuptor aprins în ziua când Te vei arăta. Domnul îi va nimici în mânia Lui și îi va mânca focul. Le vei șterge sămânța de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor. Ei au urzit lucruri rele împotriva Ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti. Căci îi vei face să dea dosul și vei trage cu arcul Tău asupra lor. Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta și vom cânta și vom lăuda puterea Ta.